funcționerii, bunii funcționeri și avem și din când în când proceduri de control intern prin departamentul de audit. Întrebarea dumneavoastră, de fapt, noi colaborăm cu CNA și cu ancheta, le-am furnizat toate între documentele pe care ni le-au întrebat, ni le-au cerut și sperăm foarte mult aceste documente să ajute ancheta în a înțelege contextul, responsabilitățile persoanelor și să permite adevărul să triumfe și justiția să fie, nu pot spune cât mai justă, să fie decizie justă în cazul angajaților noștri. Acum nu vreau să comentez în particular cu tare sau cu tare persoană. Știți că ancheta este în derulare, sunt cu statut de învinuit, dar cu prezumția nevinovăției care rămâne. Astăzi, dacă nu greșesc, este o instanță de apel, deci noi desigur că suntem foarte, foarte atenți și, aș spune, sincer și îngrijorați față de cele ce se întâmplă din mai multe puncte de vedere și nu numai în legătură cu persoanele acestea, dar și ca instituție.